Spuneam că da, suntem diferiți și totuși suntem predictibil diferiți. Avem un comportament pe care, iată, această analiză a indicilor de personalitate o poate releva. Temperamentul nostru este cel care îl putem vedea deasupra liniei mediane, adică acele puncte care sunt deasupra. De exemplu, uite, dacă e să mă uit la această persoană, această persoană este un SKD. Adică are în componență partea de statornic, partea de conștiincios și are și partea de dominant. Este genul de persoană care este foarte, foarte bună pentru investiții de orice fel. Și chiar și investițiile pe bursă. Deci, să știți că aici chiar am luat trei persoane care știu cu siguranță că activează pe bursă și o fac în mod constant. Sunt genul de persoane care au și rezultate bune pe bursă, tocmai pentru că fac această parte de analiză, se gândesc foarte mult și la felul în care îi afectează pe membrii familiei, țin cont și de acest lucru, în special un statornic face asta, pentru că are nevoie să știe cu siguranță că familia va fi în siguranță. Foarte adesea, genul ăsta de persoane și intră pe bursă tocmai ca să asigure o siguranță financiară pe termen lung familiei. Da? Acum, ce este iarăși important de văzut și de precizat este că avem trei grafice și graficul 1 este comportamentul acelei persoane în public, care cel mai adesea, spre exemplu, îl manifestăm la job sau într-o anume activitate. El se modelează funcție de percepția pe care această persoană o are despre ceea ce se cere de la ea, ceea ce mediul în care își desfășoară activitatea cere de la ea. Comportamentul învățat în trecut, care îl avem și la nivel de subconștient, îl vedem în graficul 2. Și prin diferența celor două rezultă imaginea de sine, felul în care noi ne percepem pe noi și ne comportăm în cea mai mare parte a timpului. Acum, pentru trading, îmi dau seama că foarte mult contează să înțelegem și să știm care este comportamentul nostru în zona de stres. Și îl vedem în graficul din mijloc. Cu cât graficul acesta este mai larg, spre exemplu, la această persoană chiar se vede că este, cred că puteți să vedeți, da? Este cel mai larg. Adică Diferențele între diferența puncte. între minim și maxim, în sensul ăsta. Da, diferența între puncte Da. este mare. Este cel Da. mai alungit, să spunem așa. Această persoană se simte confortabil să stea în stres. Gestionează bine stresul. Un punct or pe care îl are este că va pune presiune și pe ceilalți în aceste perioade. Deci, Ok. și nu toată lumea gestionează bine stresul. Spre exemplu, iată aici persoana aceasta, vedem că în stres are cel mai, hai să spunem, cel mai adunat grafic. Da? Punctele sunt la o diferență mai mică, e genul de persoană care gestionează stresul mai greu. Acum, dacă, de exemplu, aceste două persoane colaborează împreună sau sunt soț-soție, ar avea o problemă, pentru că prima persoană pune stres, gestionează bine stresul, dar și transmite stresul acesta către ceilalți. Dacă ai o persoană lângă tine care nu gestionează stresul, se va isca un conflict care va genera tot felul de discuții și știm bine că astfel de discuții, de conflicte pe care le avem, în special cu persoanele dragi, ne afectează capacitatea de a lua anumite decizii, de a face anumite alegeri. Așadar, de cele mai multe ori eu propun persoanelor cu care lucrez și o evaluare a dinamicii de cuplu, tocmai ca să vedem cum anume ne afectează în anumite situații fiecare persoană care practic
are ceva de spus vis-a-vis de anumite decizii. Această influență a cuplului cred că în orice activitate profesională este semnificativă pentru schimbare de comportament. Da. Pentru că, spuneam, o persoană, de exemplu, poate să aibă un anume apetit pentru investiții, pentru dezvoltare, pentru a-și asuma niște riscuri, pentru explorare, pentru a încerca lucruri noi, pe când o persoană de acest gen, cum e din acest grafic de jos, din dreapta jos, este genul de persoană pe care aș numi-o greu de urnit. O persoană care adoptă schimbarea foarte greu are nevoie de foarte mult timp ca să ia anumite decizii, prin urmare va fi și foarte îndărătnică în a și le schimba dacă a luat cumva o decizie și s-ar putea să fie o situație de genul hăi cea, adică cine unul dintre cei doi vrea și hai să facem, hai să investim, hai să creștem, hai să și cealaltă persoană, dar stai puțin, stai un pic. Dacă se întâmplă asta, da? E genul așa, să zicem, mai prăpăstioasă și pune foarte mult rău în față, e posibil să apară tot felul de tensiuni. Și asta nu numai în investiții, pentru că, da, în orice am vrea să facem. Bun. Mai departe. Bun, deci... M-ai fascinat, spune-mi. Da. Aș putea spune că, până la urmă, orice stil de personalitate ai avea, poți să te antrenezi, să îți modifici modul de acțiune. Evident că nu se va întâmpla de azi pe mâine, dar printr-un anume proces, poți să înveți să răspunzi anumitor situații, poți să înveți să evaluezi anumite moduri în care procedezi în anumite situații și să te gândești. Stai puțin, oare e singura variantă, oare este varianta care mă ajută pe mine cel mai mult ca să ajung să la cutare obiectiv sau să obțin ceea ce vreau să obțin? Și spun asta pentru că, iată, aici este, în dreapta sus, este graficul unei persoane care și-a dat seama la un moment dat că familia este cel mai important lucru pentru ea, dar își dorea foarte mult și să asigure partea de siguranță familiei. A decis să intre în trading tocmai ca să aducă un venit suplimentar vis-a-vis de ceea ce deja avea. Din fericire a fost susținută și de soțul ei, însă ce s-a întâmplat este că, și se vede, că intra foarte ușor în panică de teama unor pierderi. Pentru această persoană, spre exemplu, a fost edificator să intre într-un proces prin care să învețe cum să-și gestioneze stările astea de panică. A fost nevoie să mergem în trecut să vedem de unde vin, până la urmă, care este cauza care a contribuit la generarea acestor stări și să le ameliorăm. Ce mi-a comunicat după 6 luni de antrenament a fost că investițiile ei sunt într-adevăr pe plus și că gestionează tot mai bine situațiile care ar putea să apară așa tensionate. Genul, citești o știre și zici, wow, ce se va întâmpla acum? Cum gestionezi asta? Tocmai pentru că te antrenezi să găsești soluții atunci când ești relaxat. Când suntem relaxați, suntem mult mai predispuși să ne uităm la felul în care o anume știre sau un anume factor ar putea să influențeze ceea ce facem. Când suntem panicați, când suntem în reacție, spuneam, evaluăm doar frânturi de informație și e foarte ușor să ne pierdem, să reacționăm într-un mod impulsiv care s-ar putea să fie dăunător pe termen lung. Deci partea aceasta de antrenament poate să facă foarte mult diferența de la persoană la persoană. Dar trebuie să spunem că orice stil sau orice tip de personalitate ai avea, asta înseamnă și avantaje și dezavantaje, adică nu,
bănuiesc, să mă contrazici dacă e ceva greșit. Asta nu Da, înseamnă că așa este, că avem. un anumit tip de personalitate e mai avantajat pentru trading și investiții. Adică avantajele într-un stil poate să fie dezavantaje în alt stil sau nu știu, am înțeles bine. Într-adevăr, fiecare stil de personalitate, ai înțeles bine, are anumite abilități pe care poate nu le are o altă un alt stil de personalitate. Cu antrenament însă putem să maximizăm punctele forte, să vedem cum anume le poate folosi pentru ceea ce are nevoie sau poate care și zona de slăbiciuni pe care se poate ameliora astfel încât să o afecteze mai puțin vis-a-vis de rezultatele pe care și le dorește. Și tot în acest raport al indicilor de personalitate există și ceea ce am pus aici ca și power disc, care sunt punctele forte, dar nu numai în conducere, sunt pur și simplu o măsură a abilităților pe care le avem vis-a-vis de I este influențare, C conducere, P prelucrare, D detaliere, C vine de la creativitate, P de la perseverență și R de la relaționare. Practic, am aici o imagine de ansamblu asupra abilităților mele. Și, spre exemplu, partea de perseverență, eu cred că ne influențează mult în orice vrem să facem, chiar și în trading, pentru că e nevoie să ai această consecvență în a analiza anumite lucruri, în a te uita la strategia pe care o ai, a o ajusta dacă este nevoie, a culege informații, pur și simplu e nevoie de toată această muncă și e nevoie de făcut Consecvența este un cuvânt cheie. consecvent. Cu perseverență. Perfect. Ori putem avea o imagine rapidă, pur și simplu în 10 minute poți să ai aceste grafice pe care să le analizezi și să te uiți cum stai și să vezi în ce direcție ai avea nevoie de antrenament sau cum anume ai putea să folosești anumite aturi pe care le ai pentru ceea ce vrei să realizezi.